Memoriile regelui Carol I al României. Le găsiți în diverse ediții. Sigur sunt și în librării, că le-am văzut de curând. De exemplu, ediția asta nu sunt numai două volume, sunt patru volume, dar asta e. Eu am doar volumul 1 și 3. Le-am găsit la un moment dat la o librărie, mult, foarte ieftine, presupun, pentru că erau doar 1 și 3. Vă recomand să luați ediția integrală. Da, ținea un jurnal care a fost publicat și astfel aveți ocazia să vedeți ce gândea regele Carol I. Și să mergeți pe cursul acestor gânduri prin istoria României de la momentul în care practic a fost creată România modernă. Găsiți astfel gândurile lui, acțiunile lui în momentul războiului de independență, în momente de mai târziu, de pe timpul răscoalelor care au fost, problemele care au fost. Foarte interesant că începe practic din momentul în care el a venit în România și povestește cum a venit cu un vas pe Dunăre, incognito, pentru a nu avea probleme cu Austria, și a sărit practic în primul port românesc, a sărit de pe vas în port și prima lui impresie care a fost noroiul. Starea drumurilor, proastă, proastă. Deci a fost șocat de starea drumurilor și de noroiul care era peste tot. A doua impresie, când a ajuns în București, a fost la fel de proastă, când a dat peste garda domnitorului, în care el spune destul de ironic cum erau îmbrăcați, unul cu unul hăi și altul cea. Vă dați seama, un ofițer prusac, deci din Germania, din Prusia, de la mama lor, ca să zic așa, pe disciplină, să vină în România și să vadă așa ceva. Este o aventură redată la prima mână care ne-a marcat pe noi, ca națiune, ca țară. Vă recomand, dacă vă place, vă recomand Dinastiile domnitoare ale Europei.